venim aici să ne încărcăm bateriile, să plecăm inspirați. La acest tip de conferință nu întâlnești doar oameni ce fac parte dintr-un anumit segment de business, ci sunt oameni din toate categoriile, să spun așa, de la filozofi, businessmen, specialiști în anumite domenii, și e o oportunitate pentru noi să relaționăm cu ei, să le arătăm noile invenții ale companiei și să luăm feedback-ul lor real. Cred că nu am lipsit la nicio ediție în ultimii 4 ani și fac asta pentru că îmi iau o zi din timpul meu pentru a căpăta puțină inspirație, pentru că noi așa cu toții avem nevoie de inspirație dincolo de cifre, bugete, întâlniri și vânzări. Mi-a plăcut foarte mult introducerea și a fost inedită, pentru că un filozof la o astfel de conferință este ceva deosebit și curajos. Te face să te gândești. Mi-a plăcut extraordinar de mult partea de CSR. Cred că ăsta este viitorul și cred că este nevoie de astfel de intervenții pentru a ne face să ne gândim și la cei ce vin după noi. Chiar a fost o experiență remarcabil de plăcută, pentru că, în primul și în primul rând, audiența, care e foarte diferită de celelalte evenimente de business pe care le-am văzut până acum. Să auzi niște oameni sau majoritatea lor plecați din corporații, care au plecat pe partea asta de antreprenoriat, cred că e ceva ce în fiecare dintre noi face un click, pentru că la un moment dat te gândești ce se va întâmpla în viitor. Mi s-a părut un lucru, o conversație foarte plăcută, lejeră, dar ceva ce te pune pe gânduri fără să te ducă direct acolo. Adică cred că fiecare dintre cei 300 de oameni prezenți aici pleacă cu altceva și cu un mesaj propriu pentru el. De ce inspiră? Păi foarte simplu. E una dintre cele mai bune și cele mai experimentate platforme de educație, de educație de leadership din România. E făcută de oameni care cunosc atât FMCG-ul și retail-ul, dar mai ales liderii din România. Și de-a lungul anilor, în Inspiro, pe scena Inspiro, am văzut povești de succes, povești extraordinare de viață, povești de devenire, povești de contribuție, care, așa cum au fost ele, una câte una, în fiecare an, au contribuit la ceea ce suntem noi astăzi. Adică, o țară în care succesul e aproape garantat, oameni pe care îi apreciază jumătate din Europa, cel puțin, și care se pot dezvolta în orice mediu și mulțumită Inspiro. Este o conferință în care oamenii se urcă pe scenă și sunt dispuși să-și arate cele mai slabe puncte și felul în care au crescut din asta. Odată în plus, curajul de al revistei Progresiv, că adresează comunității de business un astfel de eveniment de, până la urmă, dezvoltare personală. De viață, care chiar dacă sunt cumva împachetate într-o poveste personală, de fapt vin dintr-un context puțin mai larg, care înseamnă inclusiv anturajul de la servici, familia, experiența, mă rog, post și pre-performanța respectivă și care merită șeruită inclusiv în companii. Sunt multe companii care probabil că la nivel de cultură organizațională, la nivel de service culture, încă nu sunt pregătite să trimită oameni sau să delege oameni care sunt dispuși să explice din perspectiva personală, ceea ce e un lucru complet greșit, și salut în continuare cât mai multe ediții pentru Inspiro și cât povești cât mai curajoase și piepturi cât mai deschise pe scenă. Cred că eu am evoluat foarte mult și am învățat foarte mult de tocmai ascultând oamenii vorbi, oameni care își împărtășesc propriile experiențe, și din acest motiv cred că it's not about business, și business is about people. Și chiar cred cu tărie că succesul ține de oameni.